mi-am promis ca de fiecare dată când aflu lucruri noi, interesante, care ar putea să vă impacteze așa benefic, să învățați ceva din ele, să le prezint, pentru că n-are sens să țin doar pentru mine. Și eu mi-aș dori să aflu cât mai multe lucruri noi, să mă înconjur doar de oameni de la care să învăț lucruri și să am de profitat, de beneficiat. Așa că astăzi vreau să vă vorbesc despre o experiență personală cu vitamina K. Eu nu știam de această vitamină până când vărâmul de la Oradea nu mi-a zis: băi, uite, cam toată lumea are deficit de vitamina D, însă vitamina D nu se absoarbe ca lumea decât dacă o iei cu vitamina K. Și că dacă faci o cură, trebuie musai să o iei cu vitamina K, că altfel se absorbe nu știu unde în ficat și poate deveni toxică, în sensul că slăbești prea mult. Am decis să fac și eu și nevastă mea o cură de vitamina D cu vitamina K. Și ne-am propus să vitamina D pe zi și cu o pastilă de vitamina K, care nu știu cât însemna. Cura a durat 2 săptămâni, cred că cam 2 săptămâni. Efecte, doar că mă simt la fel de bine, deci n-au fost chestii. Însă nevastă mea mai experimenta migrene, dureri de cap, dureri de sân înainte de ciclu, adică simptomele dureroase care sunt la femeie. Ce este interesant este că după ce a luat acest tratament doar 2 săptămâni, la ea durerile de cap au dispărut cu desăvârșire, au dispărut și durerile de sâni, dar culmea, a dispărut și ciclul. Ne-am îngrijorat când am văzut că întârzie ciclul, zic: băi, să nu fie cu ochi treaba, ia uite, mărim națiunea română. Am făcut testul, nu era gravidă. Și astăzi, discutând cu o altă doamnă care se pricepe la vitamine și alte chestii, mi-a zis: păi, dar tu nu știi că dacă vrei ca femeie să pleci la mare și te trezești că ți-a venit ciclu, iei o pastiluță de vitamina K și în 4 ore ți s-a terminat ciclu? Și eu zic: n-am știut. Zice: da, este vitamina K, ajută la sinteza unei proteine care ajută la coagularea sângelui. Este foarte puternică pe treaba asta. Și este folosită ca și coagulant, însă un coagulant indirect, pentru că e ce mișto. Înseamnă că avem acest mijloc de a suprima ciclul în mod natural, fără să faci niciun fel de efort și chiar simțindu-te extraordinar. Evident că vitaminele astea nu sunt, adică excesul vitaminic duce la așa numita vitaminoză, care nu este o problemă de sănătate majoră. În sensul că, în general, vitaminele în exces se elimină prin urină, prin tot felul de chestii. Inclusiv vitamina C. Ideea este că, în momentul de față, am mai acumulat o informație. Deci, doamnele care aveți migrene, dureri de cap, probleme din acestea majore, luați vitamina K cu vitamina D. Deficitul de D e posibil să vă dea niște probleme destul de mari. Și atunci e mai bine să luați aceste vitamine decât să vă treziți că aveți toată viața sunteți pe pastile, pe Nurofen Express Forte sau mai știu eu ce analgezice din astea, și să aveți o viață amară și să fiți mereu nervoase sau chiar și depresive. Cunosc altcineva care a luat tot așa vitamina K cu vitamina D și depresia, care era o depresie cronică de mulți ani, cu tot felul de gânduri nasoale și așa, a dispărut ca prin farmec. Deci, ceea ce vă spun e din experiența oamenilor pe care i-am cunoscut, adică în mod direct. Nu sunt chestiuni auzite sau citite pe nu știu unde. Astea sunt lucrurile care voiam să vi le spun. Vă urez spor la treabă. Vitamina K, dacă vă întrebați, este de 3 feluri, K1, K2, K3. K1 se pare că este cea mai bună, e cea naturală, care se găsește în alimente. Evident că ăștia o pot să și sintetizeze, însă cea care se găsește în legume este cea mai bună.
K2-ul este și ea bună, dar unii spun că ar mai avea și niște efecte secundare, iar K3-ul a fost deja interzisă pentru că dădea efecte secundare nasoale. Cam astea sunt lucrurile care vreau să vi le zic. O zi minunată!